Salutare națiune și bine ai venit la un nou clip. Și din nou bucătăria lui Gavo. Iar astăzi pregătim piept de pui cu legume sote. Ce vreau să zic, încă de la bun început. Pieptul de pui îl faceți cum vreți voi. Adică puteți să-l faceți așa cum o să îl pregătesc eu. Sau puteți să-l prăjiți pur și simplu direct întreg, așa cum îl vedeți, după care să-l alăturați restului compoziției. Puteți să-l faceți, nu știu, un tigaie grill sau direct pe grătar, dacă aveți posibilitatea, cum vă place vouă. Eu însă o să-l gătesc tăiat cubulețe, pentru că așa îmi place mie să-l fac. Sunt în concediu medical, drept urmare de aia am posibilitatea să filmez la ora asta. M-am pricopsit cu o colică renală și sunt țintuit acasă toată săptămâna. Drept urmare, ca să-mi umplu timpul, mă apuc și fac câte ceva și astăzi am zis că dacă tot stau degeaba și mă plictisesc, de ce să nu fac ceva de mâncare? Cu ocazia asta mai omor un pic de timp și în același timp mă mai și relaxez un pic, pentru că niciodată nu este plăcut când ești bolnav sau când suferi. Nu este plăcut să stai să te gândești doar la acel aspect. Vom folosi 2 piepți de pui. În cazul de față, găsiți pui unde vreți voi, în orice hipermarket. Dacă stați la casă și creșteți așa ceva, atunci vă recomand să folosiți pui de casă. Fiecare după posibilități. Eu m-am dus și l-am cumpărat de la supermarket. Zice că e crescut în România. Deci pui șmecher, ca să zic așa. De urmare, gătim pui șmecher. Băiețaș de România. După cum vedeți, tai carnea de pui, cuburi, nu foarte mici, nu foarte mărunte, dar nici exagerat de mari. Adică file. În așa fel încât să simțim în momentul în care mâncăm. Că ăsta a fost dezosat. Da. Într-adevăr. Reiterez același lucru pe care l-am spus și în vechile clipuri de acest tip. Astea nu sunt rețete luate din carte de bucate sau din cărți de bucate și așa mai departe. Sunt pur și simplu rețete, între ghilimele, așa cum îmi place mie să gătesc, așa cum îmi place mie să mănânc, așa cum mă simt eu bine, în definitiv. Și drept urmare, nu am pretenția ca ceea ce fac eu să fie ceea ce fac meseriașii, bucătarii profesioniști. Pur și simplu, repet, este un hobby de-al meu, drept urmare, tratez ca atare și acest tip de clipuri și anume făcute din perspectiva mea. Pur și simplu vă arăt cu ce mai îmi pierd eu vremea, câteodată, nu tot timpul. Zic că mai bine stai aici pe focul ăsta. Punem uleiul să se încingă. Am tocat carnea de pui, cuburi. Eu sunt un mare mâncător de carne. Sunt un mare carnivor. Drept urmare, întotdeauna în mâncare îmi place să pun foarte, foarte multă carne. Poate nu toți sunteți în asentimentul meu, poate unii dintre voi sunteți vegetariani. În fine, eu pur și simplu gătesc cu foarte, foarte
multă carne pentru că așa îmi place mie. Pentru mine mâncarea fără carne nu are gust. O să punem cuburile de piept de pui la prăjit. Le lăsăm la foc potrivit. Și tocăm ceapa. Tocăm și pe asta tot așa cuburi sau cubulețe, dar cum am spus, din nou, după preferință o tăiați cum vreți voi. Asta se vrea a fi un fel de mâncare mai ușor, mai lejer, mai de sezon, ca să zic așa. În timp ce carnea de pui se prăjește și am tocat și ceapa, tocăm și niște ardei capia. Toate astea vor merge în cratiță împreună cu carnea de pui. Nu este o rețetă complicată, ca să zic așa, nu este absolut nimic ieșit din comun ceea ce fac eu acum. Se pregătește relativ rapid, depinde foarte mult însă de voi, de modul în care vă place să o faceți, să o sezonați. Punem niște piper. Și dacă vreți, pune și niște sare. Și o să lăsăm carnea de pui să capete un pic de culoare, un pic de crustă. După cum bine vedeți, în momentul ăsta ea încă lasă apă și o să revenim în momentul în care carnea de pui este aproape făcută. Ok, suntem în faza în care carnea de pui a început să capete un pic de crustă. Vedeți și voi. Drept urmare, o să punem ceapa și
și ardeiul capia, la călit împreună cu carnea de pui. Lăsăm să se călească un pic ceapa și ardeiul capia. Practic lăsăm să se scurgă un pic din sucurile din ceapă și din ardeiul capia și după care venim cu restul de ingrediente. Legumele pe care le voi folosi sunt legume pe care le găsiți în comerț, cum am spus, în orice supermarket, sunt legume refrigerate și puteți să folosiți ce amestec de legume vreți voi. Eu aici am un amestec făcut special pentru tigaie, dar mai am și un amestec Chinese, chinezesc, care, ia să vedem ce conține: morcovi, muguri de fasole, ardei, praz, ceapă, muguri de bambus, ciuperci și cam atât. Bun, voi folosiți ce vreți. Astea au brocoli, cartofi, morcovi, ardei, fasole, verde, păstăi, ceapă și porumb. În fine, eu o să folosesc din ambele, pentru că vreau să fie mixul de legume cât mai variat și cât mai bogat. Așa arată, sper că se văd. Și așa arată astea chinezești. Eu în principiu mă cam feresc de ciuperci, nu sunt un mare fan al ciupercilor. Dar până să ajungem la legume propriu zise, mai avem de făcut ceva, și anume să pun și niște boia, pentru că mie îmi place să mănânc picant. Drept urmare, întotdeauna folosesc boia. Folosiți de care vreți. Boia iute sau boia dulce, cum și ce vă place vouă. Și eu folosesc din plin, după cum bine vedeți. Este unul dintre acele ingrediente care pentru mine sunt nelipsite din mâncare, alături de sare, piper și busuioc. Pur și simplu îmi place aroma și îmi place și culoarea pe care o dă. Și ce avem noi aici? Tot legume. Celebra fasole rinichi. Pe care o stoarcem foarte bine de zeama aia din conservă. Vom adăuga aici.
începe să arate într-un fel, dar nu arată încă în felul în care trebuie să arate. O să folosim mixul chinezesc pentru că arată într-un fel mai interesant. Le vom lăsa la foc mic. Aproximativ 10 minute. Ok, creația literară este gata. Adăugați după preferință, după dorință, ce condimente vreți voi. Eu am adăugat pătrunjel la mâncarea asta și am adăugat și o linguriță de pastă de tomate, pentru că așa, după cum bine ați văzut, nu am adăugat absolut deloc roșii, tocmai pentru că am vrut să fie cât mai seacă, ca să zic așa, compoziția. Drept urmare, am adăugat o linguriță de pastă de tomate concentrată, ca să-i dea savoare și să lege un pic tot ceea ce se întâmplă aici. Iar în momentul ăsta este gata și putem să trecem propriu zis la partea de halire. E bine, oameni buni, ăsta este produsul final. Astea sunt legumele mele cu piept de pui, făcute, repet, așa cum îmi plac mie, după propria mea rețetă, dacă pot să zic așa ceva. Ăsta este rezultatul final. Toată operațiunea a durat 30 de minute, iar ăsta este rezultatul. Reiterez, nu sunt specialist în bucătărie, nu sunt de meserie bucătar. Drept urmare, cei care, nu știu, sunt deranjați de genul ăsta de clipuri, le reamintesc că este doar de acel gen de clipuri în care eu vă fac cunoscut un alt hobby de-a meu, și anume gătitul, bucătăritul. Nimic deosebit, nu am pretenții de cunoscător, nu mă interesează așa ceva. Pur și simplu este mâncare simplă, făcută din pasiune și cu foarte, foarte multă dragoste. Pentru că fără dragoste, mâncarea nu are gust. Hai, poftă bună tuturor! Inclusiv mie, inclusiv celor care vor să încerce așa ceva. Mersi de vizualizare, ne vedem data viitoare, până atunci, toate cele bune!